Bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face budincă de chia cu sirop de cireșe mare și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Pentru budinca noastră de chia avem nevoie de un pahar de 200 de grame de iaurt. Iaurt care nu este dulce, eu folosesc, dar puteți face și cu iaurt dulce sau adăugați o linguriță de zahăr sau o linguriță de miere de albine. Și 20 de grame de semințe de chia. Și apoi eu am aici un sirop de cireșe amare. Vedeți? Și o să punem așa pe deasupra puțin. Deci cine dorește pune zahăr sau miere, câte o linguriță. Peste după iaurtul nostru vom pune semințele de chia. Sunt cam două linguri pline de semințe de chia. Și amestecăm noastre de chia cu iaurt. Amestecăm așa bine, 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 bine. Puteți folosi și un vas sau un pahar puțin mai mare. Așa. Acesta este rezultatul, vedeți? Așa, ia să vă arăt cum arată. Deci a stat circa 2 ore. Ia uitați cum arată, cât este de groasă acum. Vedeți? Așa. Și acum peste. Am să dau la frigider ce am făcut acum. Și lăsăm să stea măcar 2-3 ore în frigider. Sau puteți face seara. Și pentru a doua zi la micul dejun aveți această budincă delicioasă. Așa. Și vom pune puțin sirop cu cireșe pe deasupra. Ia uitați. Așa. Și punem 2-3 cireșele. Și avem budinca noastră de chia. Se face foarte ușor. O puteți face seara pentru a doua zi. Un deliciu. O bunătate. Așa. Ia să-i facem o poză și la aceasta, ca să o punem pe YouTube. Ca să știți, să le găsiți acolo. Astăzi pozele le facem împreună. Așa. Și ia să vedem cum facem noi astăzi poza. Cum prind budinca noastră de am făcut și două poze. Este un deliciu, un deliciu. Hai să o gustăm, să vedem cum este. Cu puțin sirop. Ia uitați. Dar cine dorește mai dulce poate adăuga ori miere, ori puțin zahăr. Pentru că deja siropul nostru conține zahăr în interior. Și am făcut și budinca. Așa, aceasta este și rețeta la budincă. Pentru vizionare, că mi-ați fost alături și că mă urmăriți și că distribuiți aceste videoclipuri. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și ne vedem cu următoarea rețetă. Budincă de chia!